Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Din nou accidente grave pe șoselele din România. Au intrat în cotidian, din păcate. Ziua și nenorocirea, nici nu mai e timp să le enumer pe toate. Duminică, pe DN2, dezastru de drum către Moldova. Da. Drumul ăla îngrozitor, cu așa zisa bandă și jumătate. Deci, duminică, ieri 7 morți pe DN2 într-o coliziune frontală, 2 dintre morți erau copii. Și mă rog, acum câteva minute am aflat că a mai murit un copil care fusese rănit în accidentul respectiv. Deci acum avem 8 morți și alte 4 persoane rănite în accidentul acela. Tot duminică și tot pe DN2, alt accident cu 5 răniți, dintre care 3 copii. Tot duminică în Bihor, alt accident rutier în care 2 persoane, printre care și un minor, au murit și alte 5 au fost rănite. Și astea au fost numai duminică. Sâmbătă, accident pe litoral, 8 victime. 7 adulți și un copil de 1 an și jumătate cu răni grave, traumatisme, craniene, toracice, traumatisme de membre. Vai de staua lor. Vineri, 6 oameni și-au pierdut viața în urma unor accidente rutiere produse pe Valea Oltului, în zona Tălmaciu, Sibiu. Tot vineri, un nou accident pe Autostrada Soarelui, după ce vă reamintesc, o săptămână în urmă, pe A2, fuseseră mai multe accidente în lanț în care fuseseră implicate 10 de mașini, 55 de mașini într-un carambol. Da. Și după aia au mai fost alte 2. Și după aia au mai fost câteva accidente care nici nu au mai intrat la știri, sunt atât de multe încât, știți cum, din păcate, cinic vorbind, din punctul de vedere al știriștilor, când ai așa o avalanșă de accidente, nu mai ai loc să le dai. Și atunci ajungi la un soi de triaj de ăsta cinic și spui, dăm numai știrile în care sunt morți. Dar sunt foarte multe în care sunt răniți, oameni care sunt scoși din viața normală pentru luni de zile, uneori ani la rând. Este o tragedie ce se întâmplă. E realmente uluitor numărul accidentelor grave care se întâmplă deja zilnic în țara asta și cel mai dramatic e că situația asta durează de ani și ani de zile. România e neclintită de ani de zile în topul mortalității rutiere în Uniunea Europeană. În ultimii 19 ani au murit peste 43.000 de români în accidente rutiere. Și nici comunicarea nu e grozavă. Adică, de exemplu, dacă vrei să știi, vrei să afli câți oameni au murit anul acesta în accidente rutiere, este o bătaie teribilă de cap. Poliția rutieră mai dă comunicate în fiecare zi, mai dă câte ceva, dar ca să afli o situație, să poți să faci o intervenție sau să faci o campanie, este o bătaie de cap îngrozitoare. Nici nu există problema asta. Câți au murit? Câți au murit, faceți noastră adunările. La telefon este pilotul de raliu Alex Filip, instructor de conducere defensivă. Bună dimineața, Alex. Neața. Bună dimineața. Bună dimineața. Bun, Alex, acum când vorbim despre responsabilități pentru dezastrul ăsta permanent, intră de obicei în discuție 3 posibile explicații. Infrastructura proastă, indolența autorității, fie că e vorba de poliția rutieră, fie că e vorba de legislativ, care nu schimbă legile, ca să fie mai severe, și în fine, chiar șoferii, care conduc foarte agresiv în România. În ce ordine le-ai așeza? Adică care ar fi cel mai grav factor în producerea acestei mortalități atât de ridicate? Cine ar fi, infrastructura, autoritatea sau șoferii? Fără să stau mult pe gânduri, aș lua, clasamentul meu este invers, adică în primul și în primul rând aș pune pe primul loc agresivitatea șoferilor din România, care, din păcate, la nivel de masă se bazează sau vine din lipsa de educație. Apoi, de fiecare dată suntem obișnuiți în orice situație de trafic să dăm vina pe celălalt. De multe ori, probabil că ai auzit în jurul tău sau ai văzut cu ochii tăi diferite accidente, iar cei care se dau jos și încep să discute, fiecare are dreptate. Și cu greu se ajunge la o înțelegere. Întotdeauna noi considerăm că celălalt este de vină. Și atunci aruncăm vina pe infrastructură. De ca și cum dacă eu am mașină care nu are cruise control adaptiv, iar a ta are, eu aș fi cumva îndreptățit să pot să lovesc pe cineva din spate, pentru că eu nu am cruise control adaptiv, spre exemplu. Uh-huh. Iar tu ai și normal că tu ai și atunci este ceva firesc. La fel este și cu autostrăzile sau așa zisa infrastructură. Sunt de acord că numărul mașinilor este infinit mai mare decât rețeaua de drumuri pe care o avem și mai mult decât atât, nu mă raportez neapărat la numărul de kilometri, dar avem foarte multe șosele nemarcate
fără, chiar la noi în Corbeanca avem drumuri date în exploatare fără a fi marcate, fără a avea semne de circulație, fără a avea indicatoare. Aș mai vrea să ne gândim legat de autorități pe care le-aș pune și pe ele undeva în clasamentul ăsta, bineînțeles, că anul trecut în martie, atunci când s-a dorit din răzputeri să se stopeze o pandemie și așa cum ai spus tu mai devreme, de atâția ani, practic noi ne aflăm într-o pandemie pe șosele pentru că se moare zilnic, mor 5 oameni pe zi, în fiecare zi și mai grav decât atât este că mor copii. Da. Care cred că suntem cu toții de acord că sunt nevinovați. Da? Nu că o viață de adult este mai mult sau mai puțin importantă, dar acolo avem un vinovat și un nevinovat. Dar aș vrea să luăm în calcul faptul că un copil care se află într-o mașină este complet nevinovat. Nu are de ce să-și piardă viața. Repet, este total nevinovat. Și atunci revin. Anul trecut, în martie, s-a dorit stoparea pandemiei. Am avut polițiști la fiecare colț de stradă, armată, ISU, absolut toți epoleții din țara asta erau pe stradă. Uh-huh. Și nu ne lăsau să ne ducem de colo-colo, era totul sub control. Același lucru se poate întâmpla și cu această pandemie care se întâmplă pe șosele, așa cum ai spus mai devreme, practic nici nu mai poți să ții pasul cu știrile cu atâtea accidente. Oamenii se mișcă, mai ales pe timp de vară, un lucru care se întâmplă secvențial an de an. Știm cu toții că lumea pleacă în concedii, că ne vin rudele din străinătate, de la muncă și așa mai departe. Știm că este o supraaglomerare, știm că este o nervozitate pe șosele și cu toate astea, probabil că atât tu cât și ascultătorii Europa FM au parcurs sute de kilometri în vara aceasta fără să întâlnească vreun echipaj. Sau cum îți explici asta? Cum îți explici absența poliției rutiere din trafic? Și de asemenea, cum îți explici faptul că legislația rutieră, codul rutier, nu mai este actualizat de multă vreme? Sau dacă s-a încercat actualizarea lui, s-a încercat în sens invers. Da. Și anume, să fie scoase radarele fixe, e păstrat amenda la cote mici. Cum îți explici asta? Aș vrea să spun, normal, cum să-mi explic, este o indolență și poate chiar și o incompetență. În primul rând, nu avem niște legi adaptate anului în care trăim. Noi ne ghidăm încă pe un cod rutier de prin anii 60, în care, îți dau un simplu exemplu, nu ai voie să duci o persoană pe motocicletă decât în ataș dacă nu are 14 ani. Și aș vrea să-mi spună cineva, să comenteze pe pagina mea, cam câte motociclete cu ataș au mai trecut în ultimii 10 ani. Da. Da. Apoi, ceva ce mă doare personal este că, de exemplu, un copil până la 14 ani are voie să meargă cu bicicleta doar în curte sau pe balcon. Nu are voie pe drumul public, însoțit, neînsoțit, nu contează, nu are voie pe drumul public. Și atunci spun că este vorba despre o indolență și o incompetență, atât a celor care trebuie să aplice legea, dar și a celor care o fac din pix, așa Alex, cum știm noi foarte bine. Mai avem un minut, am nevoie de la tine pentru ascultătorii noștri de un sfat, poate două, importante, de conducere defensivă care ne-ar putea salva viața. În primul rând, calm. Plecăm la drum, ne interesează doar ora la care plecăm, nu trebuie să ne intereseze ora la care ajungem. Ne interesează că ne-am trezit, bem o cafea și plecăm la ora 5, la ora 6, la ora 7. Nu contează la ce oră ajungem. Important este să ajungem cu bine. Nu contează dacă am depășit sau nu o mașină, pentru că nu suntem la concurs pe șosele. Și premiul poate fi intrarea biletul de spitalizare. În niciun caz nu primim vreun podium, vreo cupă sau vreo medalie dacă am depășit vreo altă mașină. Dacă într-o coloană avem în față un camion, un vehicul mai lent, este evident că nu putem ajunge mai repede pe acea șosea pe un singur fir. Și atunci trebuie să anticipăm că dacă vom depăși, nu vom face decât să stăm în același flux de trafic, cu aceeași viteză, doar că o mașină mai în față, dar cu un risc uriaș, și anume de a fi lovit și de a ajunge la spital. Și mai spun un singur lucru rapid. Dacă mergem acum la orice spital de urgență, la camera de gardă, orice om de acolo ar dori să poată da timp înapoi ca pe YouTube, 15 secunde, și să nu se fie aflat în acea situație și să fi luat o altă decizie în momentul respectiv. Din păcate, în viața reală, nu avem butonul de 15 secunde de YouTube. Trebuie să ne păzim și să avem grijă de ceea ce se întâmplă în momentul respectiv. Mulțumesc foarte mult, Alex Filip, pilot de raliu, instructor de conducere defensivă în direct în Deșteptarea. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.